Primarul Iordache consideră că un asemenea obiectiv este foarte necesar turiștilor care vor primi toate informațiile de care au nevoie despre zona pe care doresc să o viziteze. Prin acest proiect, autoritățile doresc să facă zona mult mai cunoscută pentru turiști. Prin acest centru de informare turistică se va face și un portal web care va ajuta turiștii să cunoască mai multe lucruri despre localitate. Mă voi implica mult de tot. Eu n-am multe ani la mine, am vreo 30 și ceva la Lăniuță, niște idei. Adică să lucrăm variat, că așa dacă te concentrezi pe ce trebuie să facă ăștia aici, mă. Bă, îmi deschide unul ușa, de unde... Nu să fie aici o activitate laborioasă, în două ani. Și se poate. Și o faci din plăcere. Nu e, dar vedeți dumneavoastră ce condiții sunt aici. Liniștiți, în kilometru zero al localității, în jur o să facem o peisagistică deosebită, să integrăm primăria cu niște arcade pentru căsătoriți, schimbăm locul de joacă de afară. Și asta se întâmplă până a candida din nou la mandatul următor, adică până în iunie. Ca să putem promova localitatea, trebuie să încercăm să îi ajutăm să-și promoveze atât pensiunile proprii, cât și localitatea. Noi avem multe lucruri de oferit în localitate, pe lângă cele două ștranduri, unde și acolo este loc de îmbunătățire. Avem Salina, avem o zonă extraordinară cu multe spații verzi, cu locuri de odihnă. Cred că se poate lucra foarte mult. Din păcate, mai sunt multe de făcut. Localitatea trebuie aranjată, trebuie să arate puțin altfel pentru a atrage vizitatorii. Proiectul s-a intitulat Crearea Centrului de Informare și Promovare Turistică în orașul Lăhunele Mari și dotarea acestuia. Codul MIS al proiectului este 48845. Acest proiect a fost finanțat prin programul operațional 2007-2013, axa prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul de intervenție 5.3, promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca și destinație turistică. Operațiunea, crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și dotarea acestora. Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare, a fost 580.337,43 lei, din care valoarea totală eligibilă 556.496,32, iar contribuția beneficiarului, respectiv a OAT Lăhunele Mari, a fost de 11.129,93 lei. Ca și perioada de implementare a proiectului. Inițial aceasta a fost de 6 luni, însă am beneficiat de un act adițional cu privire la prelungirea acesteia de încă 2 luni, respectiv până data de astăzi, 12.10.2015.